Binecuvântare de la Isbuc, într-o zi de februarie, 4 februarie, echipa Lumina din Sibiu este venită în pelerinaj la filmările pe care noi le facem într-un loc atât de binecuvântat cu darul lui Dumnezeu, așa cum am spus, la ceea ce este considerată prima mănăstire din Ardeal. Vrem să vă ducem acum într-un loc minunat, la izvorul făcător cu apă tămătuitoare de la Isbuc, faimosul izvor miraculos cu apă care binecuvintează și însuflețește viețile, dar mai ales tămăduiește. Poate că dumneavoastră nu puteți să ajungeți aici, vă este mai greu. Noi am venit pentru dumneavoastră, în numele dumneavoastră, și vom încerca să filmăm chiar locul de la izvor. Iată, aici este într-o imagine panoramantă tot ceea ce ar fi priporul izvorului, locul în care mănăstirea deschide atât de frumos, parcă brațele îngerești spre a conduce pelerinul spre izvor. Vom coborâ pe aceste scări, pe aceste trepte, vom merge spre izvorul de care dumneavoastră ați aflat, poate citind și materialele de pe internet, poate și din istoricul mănăstirii, dacă ați fost aici, poate și din auzite, de oriunde, că aici este un mare dar, acest izvor, care izbucnește, de aici vine și numele de izbuc, și intermitent izbucnește din când în când, uneori se întâmplă preț de câteva minute cu o pauză, mai întâi suna scurtă, după care izvorul iarăși izbucnește ca o ieșire a harului din darul lui Dumnezeu, din sânul Sfintei Treimi. Comparația sper să nu fie foarte puternică, dar cred că tot ce se întâmplă aici se datorează numai harului Duhului Sfânt, așa că îmi permit să o fac și să spun, această izbucnire de har prin apă, prin apă care iată devine tămăduitoare, este o mare șansă pentru fiecare pelerin să vadă prin însăși evoluția ei, prin însăși existența ei, prin însăși fenomenul care se întâmplă, pentru că este un fenomen, că se întâmplă lucruri, că sunt lucruri deosebite. Deci, cum spuneam, este o izbucnire, apoi este o pauză mică, după care iară este o pauză, poate dura chiar câteva ore, după care izvorul iarăși izbucnește și vin pelerini care iau apă de la izvor. Observați, sunt chiar în această seară, suntem foarte aproape de întuneric, încă este ziua, ne bucurăm că putem filma. Iată, au venit să ia apa cea tămăduitoare, să se hrănească cu seva vieții și cine știe, în urma închinării la mănăstire, în urma faptului că vor gusta din această apă tămăduitoare, vor primi și minuni, vor primi și vindecări, vor primi și darul cel mare și binecuvântat. Biserica în care se găsește icoana făcătoare de minuni, toată această așezare în care călugării au lăsat pagini de istorie deosebită, în care noi astăzi filmăm cu dar, cu binecuvântare și cu bucuria de a vă aduce în fața unui moment deosebit. Vă filmăm, dragi prieteni, pentru cei care priviți și veți privi această filmare. Aici se află izvorul. Pentru prima dată unii dintre dumneavoastră ajungeți pe calea imaginilor și noi venim prima dată și să ne închinăm către icoana Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului, pentru că este hramul bisericii și vedeți că marea majoritate a mănăstirilor au hram legat de Maica Domnului, pentru că Maica Domnului tutelează, întărește seva vieții din mănăstiri, darurile cele binecuvântate și preamărite care sunt aici. Aici o să vă arătăm de unde, la izvor, de unde pelerinii primesc aceste binecuvântări. De aici se ia apă, priviți și dumneavoastră. Nu este chiar momentul în care izbucnește. Acesta se întâmplă doar la momente pe care Dumnezeu le consideră oportune. Este o minune deosebită și dacă veți ajunge aici și veți lua această apă tămăduitoare, cu siguranță că darurile lui Dumnezeu, prin rugăciunile Maicii Domnului, puteți trece că așa este frumos să oamenii să ia cu drag din aici, cu bucurie, așa cum filmăm noi acum, vedeți chiar exact ceea ce se întâmplă în fiecare zi, în fiecare oră, poate
în acest pedal. Suntem la izvorul de la Izbuc. Avem emoție deosebită, bucurați-vă și scrieți-ne pe comentariile dumneavoastră ce simțiți în acest moment. Chiar vreau să citim, să ne bucurăm de aia, pentru că, iată, Maria vă filmează aici izvorul, așa cum curge el, parcă vine din cer, simt parcă vine din darul lui Dumnezeu și sunt sigur că aici, în această binecuvântată zonă, în acest loc cu atâta har, Dumnezeu și Maica Domnului lucrează cu putere. Suntem la Mănăstirea Izbuc, suntem la izvor. O să luăm și noi apă după ce vom încheia această filmare. O să gustăm și o să ne gândim la dumneavoastră și o să ne rugăm pe Maica Domnului, în numele dumneavoastră, să aibă grijă de toți privitorii. Iată, chiar în acest moment ai izbucnit. Iată exact ceea ce v-am spus. Am surprins în direct, este o minune. Am putut vedea exact cum izbucnește izvorul acesta. Parcă Dumnezeu a vrut ca să vin la filmare chiar în momentul când îi primește, pentru că uneori se așteaptă ore în șir ca să se ajungă la acest moment. Dar a vrut Maica Domnului acum să îi studiază și iată mine, și aveți o stată noastră. Ați văzut cum curgea apa înainte, să vedeți cum curge acum. Ce dar, ce dovadă mai mare pentru lucrările Maicii Domnului și pentru rugăciunile ei, decât acest lucru care se petrece. Cred că suntem privilegiați în filmat acest moment. Dumnezeu a vrut ca să ajungem exact în această clipă și să filmăm, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a vrut ca oamenii să vadă, tot cei care vor privi pe pagina noastră Lumina Divină Sibiu, să primească binecuvântare. Dumnezeu vă ascultă rugăciunea. Scrieți-ne comentariile dumneavoastră, scrieți-ne ce simțiți cu tot sufletul, simțiți în acest moment și arătați-vă bucuria de a fi prezenți aici, chiar prin aceste imagini, pentru că harul va veni și în casa dumneavoastră. Eu atât am vrut să vă spun, restul las bucuria să existe, restul las bucuria oamenilor care eu sunt entuziast din toate părțile țării, din aici, așa că sunt bucuros și cu da. Sunt, încheiem această transmisie directă.